Bună dimineața, dragii mei, bine ați venit la ziua de vlogmas cu numărul 10. Este sâmbătă astăzi, ne-am trezit cu noaptea în cap. În condițiile în care este weekend, mă așteptam să se trezească un pic mai târziu, săptămâna care abia aproape a trecut. E doar de avut vreo două zile, sau poate chiar trei, în care a trebuit să îl trezesc eu, să o ducem pe Sofiuța la grădiniță și astăzi, când putea să doarmă și el ceva mai mult, nu mai era nevoie să îl trezesc, mai ales că seară l-am și pus un pic mai târziu la somn de programul lui. El s-a trezit la 6 și acum nu prea-i convine mare lucru, se împiedică de toate lucrurile de aici de prin casă, dar până la 9:30 n-am să pun la somn, că după se decalează iarăși programul. Am venit la bucătărie să le pregătesc ceva pentru micul dejun. Să mănânc și eu. Sofiuța a zis că ea vrea ovăz cu lapte și pentru ei, pentru amândoi, fac ovăz cu lapte, iar eu vreau să mănânc niște cereale din astea. Le-am luat luna trecută când am fost în Lidl și n-am mâncat până acum din ele și îmi plac foarte mult. Deci îmi fac din astea, lor le fac ovăz cu lapte. Îmi fac și eu o cafea, că mi-e tare somn, să mă trezesc un pic. Am stat aseară până pe la 12:30 ca să editez. N-aș fi avut foarte mult, mergea repede treaba, dar am șters din greșeală vreo 26 de clipulețe după ce am terminat de editat clipul și apoi a trebuit să o iau de la început. L-am zis, e doar, nu-i convine nimic, nu știu ce s-a întâmplat acum. După cum am zis, e sâmbătă astăzi, o să mergem la cumpărături, dar cel mai important lucru e că mergem la târg de Crăciun astăzi, în localitatea vecină, e un pic de distanță până acolo, este târg de Crăciun astăzi și mâine și am hotărât să mergem astăzi că tot mergem la cumpărături și sunt fix în aceeași localitate, la distanță foarte mică, deci mergem și la târg de Crăciun astăzi și sper să fie ceva frumos, să petrecem acolo o oră, două, care să ne simțim bine. Ce ai pățit, Edi? Ce nu-ți convine? Ce-a pățit, mami? Vrei să spună mami ovăz și măr? Da? Te foame, tu aștept la masă, da? Bine, hai, imediat. Sofiuța, unde-i sticla lui cu apă? Că el vrea apă, mami. Edișor încearcă să o copieze pe Sofiuța în tot ceea ce face ea, vrea să facă și el. Sofie este aici la masă, s-a apucat să coloreze și a vrut, domnule, să se ridice și el și să facă același lucru, așa cum poate acolo. I-am dat o colă, un creion, dar el mai mult cocoloșește hârtia. Uite-o înapoi, nu-ți mai trebuie. Sofiuța a mai făcut aici un desen mai nou, îi place să coloreze așa la liber, să deseneze ea ceva, nu mai place să îi dau eu de colorat, îmi cere să îi dau de fiecare dată o coală goală ca să facă ea. Pe cine ai desenat acolo? Pe Sofiuța, a fost și mai mare. Da, era mai mare acolo decât ești în realitate, nu? Trebuie să prindem părul. Am terminat și eu lista de cumpărături și acum îmi beau cafeaua.
Ce e? Ce vrei să faci acolo? De ce vrei să o dai jos? Are aur. Are aur? Ți-ai făcut un inel? Da. Are și piatră prețioasă? A strici. Aia de acolo? Să strie inelul. E foarte frumos inelul tău și se potrivește cu pijamalele de pe tine. Știu. Da? Deci am văzut la grătii un băiețel m-a întrebat că avea pijama la fel ca mie și pantalon la fel ca mine. Păi ce, l-a venit în pijama la grădii? Nu. Nu? Dar ți-a spus el ție care are pijamale la fel ca ale tale? Da. Da? L-a văzut el pe ale tale? Da. Unde? Uite, mama lui a dat pe film și... A, s-a uitat mama lui la vlogurile noastre? Da. Da? A, e regulă atunci. Să știți că noi suntem încă în pijamale. Nu ne-am schimbat, suntem tot așa cum ne-am trezit în această dimineață. Ai făcut și o inimă? Da. Am zis că ne schimbăm atunci, aproape când trebuie să plecăm la cumpărături. Mai am și eu foarte puțină cafea. Edișor, nu știu dacă trebuie să vă mai zic, este acolo pe canapea, doarme. Sunt sigură v-ați obișnuit deja cu acest lucru. Iar noi acum, pentru că doarme el, vrem neapărat să profităm de acest lucru și să îndeplinim sarcina pe care Sofiuța a avut-o ieri în advent la căsuța cu numărul 8, avea să facă un îngeraș. În cursul săptămânii cu Eduard este un pic cam greu să fac activitățile astea cu Sofiuța, deoarece vrea și el și dacă îl implicăm nu ne lasă deloc și cam greu ducem la bun sfârșit o activitate. Dar atunci când doarme, putem să ne desfășurăm în liniște și așa cum ne dorim noi. Poți să-i arăți și foarte bine Sofiuței. Și am făcut aici deja un îngeraș ca să văd dacă mai țin minte cum să se face. Am să vă arăt imediat și vouă că e destul de ușor de făcut. Din păcate, noi avem doar din astea așa pe albastru și câteva alb, dar numai bine. Știți, vă ziceam, eu nu găsesc pentru e doar ceva decorațiune să pun în brad. Ei bine, cred că facem astăzi așa câțiva îngerași în ăștia și poate îi punem în brăduț ca să avem și o tentă de albastru. Avem amândouă la fel, da? E la fel de lungă? Da. Da. Aducem în mijloc. Așa, și răsucim, da? Asta. Exact. Și răsucim ca să facem un cerc, da? Să-l lipim. Așa. Uite așa, să facem un cerc. Te ajut un pic? Hai să te ajut eu, să-ți țin eu, da? Tu răsucește. Uite, dă-o pe asta, dă mânuța. Așa. Și partea asta, mânuța. Așa, mama. Bravo. Un cerc, uite. E la fel? Trebuie să facem coronița îngerașului, un cerc mai micuț, da? Nu așa de mare ca ăsta de la avem acum. Mai micuț? Uite, mai mic. Uite așa, câtă lui mami. Fii atentă, Sofie. Uite la mami. Micuț, mama, nu așa mare. Te ajut imediat, da? Uite. Aici, fii atentă. Uite aici, da? Împreună mami și exact. Și tu răsucești. Așa. Foarte bine. Gata. Te-ai ajuns. Te-ai ajuns. Perfect. Trebuie să mai facem încă o dată, Sofie, încă un cerculeț. Ăsta va fi capul îngerașului, un pic mai jos, da? Aici. Un pic mai jos. Aici. Uite așa. Aici. Ia, Sofiuța. Uite aici, mai facem un cerc. Uh-huh. Haide, răsucește. Gata, te-ai ajuns. Asta va fi rochia, corpul, da? Așa. Bravo. Ce repede tăie? Da. La fel. Un cerc. În primul numai acolo. Hai că știi. Nu te grăbi. Păi acolo, da? Dacă ai nevoie de ajutor, îmi zici, da? Păi n-am nevoie de ajutor. Uite, eu îți țin așa și tu răsucești. Așa. E la fel. Nu, e potrivit. Ia-ți îngerașul și bagă-l așa, uite. Așa. La mijloc, da? Uite așa, vezi?
Și acum, fii atentă la mami că după te ajungi pe tine, da? Aici răsucește mami o aripă și în partea asta la fel. Bravo! Gata, de ajuns! Bravo! Fii atentă! Da? Ține-l! Acum, hai să încercăm să facem capul, să-i fie rotund, da? Ai făcut rotund? A, uite, tu deja ai dat asta în jos. Dăm coronița în jos, așa, da? Și acum, hai să ne ocupăm de aripi, nu le lăsăm chiar așa, uite, Sofie. Îi facem un pic așa la aripă, da? Îi băgăm un pic înăuntru ca să facem așa ondulată, da? Fii atentă, Sofie. Așa, exact, exact. Exact, da. Un pic așa și gata. Vezi? În cerașul tău. Asta e Sofie. Da, uite. Sunt la fel? Uh-huh. Da, uite ce frumoasă au ieșit. Așa cum întors așa. Da, a? Bravo. Am făcut 7 îngerași, 3 eu și 4 Sofiuța. Pe ultimul l-a făcut singurică, i-a mai zis eu câteva instrucțiuni, dar l-a făcut din ce și-a adus ea aminte. Și la ceilalți am ajutat-o foarte puțin. Ce vrei să faci? Vrei să tai? E un pic amică, mami. Da, da. Foarte ușor sunt de făcut. Dacă aveți copii mai mari decât Sofiuța, sunt sigură că ei se vor descurca și mai bine. Dar chiar și așa eu sunt foarte mândră de Sofiuța. A reușit să facă niște îngerași tare drăguței. Asta e meu. Da, mami, tu ai făcut 4 și eu am făcut 3. So tall, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for. S-a făcut un pic cam întuneric la noi, asta pentru că afară plouă destul de tare și s-a norat, dar în curând vine și seara, este 4:42 ceasul, nu știu când a trecut ziua de astăzi. Puișorii mei mai înainte s-au pus la somn, destul de târziu față de programul lor normal, dar astăzi a fost o mică excepție. Ați văzut, am fost la târgul de Crăciun, am filmat câteva cadre și pentru voi. Întâi de toate am trecut prin Aldi și ne-am făcut cumpărăturile săptămânale, iar apoi am mers la târg, am stat acolo cred că o oră și jumătate, n-am fi avut ce face mai mult. Am dat câteva ture de târg, ne-am uitat și noi la ce era expus, Sofiuța și-a luat niște jeleuri, s-a dat în carusel,
Am mai fost eu la un SH care era acolo imediat lângă târg și vreau să vă arăt repejor ce am luat și din SH, dar și din târg și apoi vă arăt și cumpărăturile că așteaptă aici pe masă. Am două plase, una pe masă și una jos. Din târg, ca să am ca și amintire, am luat doi îngerași. Tot am făcut eu astăzi cu Sofiuța îngerași și am zis să continui cu ei și am luat un îngeraș fetiță, vreau să-i pun în brăduțul nostru și un îngeraș băiețel, bineînțeles. Și din SH mi-am luat o cană care cred că este potrivită pe tot parcursul anului. Mi-a plăcut foarte mult și cred că se potrivește chiar și acum în sezonul acesta de sărbătoare, fiind cu roșu. Cana are și o linguriță aici incorporată, nu are absolut niciun defect, nu este ciobită pe nicăieri. Prețul ei a fost de 2 euro, dar am avut ceva reducere și am plătit 4 euro pe tot ce am cumpărat. Am luat doar 3 lucruri și ar fi trebuit să dau 6 euro, deci am avut 2 euro reduși. Am mai luat aici un Moș Crăciun în care se poate depozita ceva, însă nu m-am gândit dacă voi pune neapărat în interiorul lui ceva anume. L-am luat doar așa de decor pentru moment. Cred că am să-l pun acolo lângă Araga să se vadă frumos. Și pentru Sofiuța am luat jocul acesta cu albinuța Maia. A fost un euro și este un joc din McDonald's, venea să zic, din Miule. Din Aldi am luat pentru Sofiuța ștrampi groși și sunt curioasă să văd dacă îi vor veni. Sunt mărimea 98-104, da, sunt sigură că îi vin. Am mai luat unii din Lidl, dar sunt ceva mai mari pentru ea și ăștia sunt foarte groși, sunt numai buni să îi dau la grădiniță. Am cumpărat salam, bineînțeles, din ăsta uscat, am luat și lebărchez de faine, fain, și vreau să vă zic că m-am încadrat foarte bine în buget de data asta. Am plătit vreo 77 de euro și am cumpărat și soluție pentru parbrizul mașinii, deci am luat bine de tot. Roșii Sherry, îi plac astea lui Eduard foarte mult, am observat săptămâna aceasta și am luat un mod special pentru el, cașcaval din ăsta în variantă mare. Am luat două pachete cu făină, biscuiți, așa cu ciocolată, Alfabet. Am zis să îi pun Sofiuței la grădiniță, că a văzut la alți copii. Mărar și pătrunjel proaspăt, o conservă de ciuperci, pâine feliată. Am luat cremă din asta de brânză, trebuie să fie două, una cu verdeață și una simplă, niște iaurturi, să-i mai dau Sofiuței la grădiniță, mai fac așa schimb cu actimelul acela, și sunt niște iaurturi micuțe, Sofiuței îi plac, le-am mai cumpărat de vreo două ori. Am mai luat niște cremuști, nelipsitul lapte, unt, mi-am luat pungi, niște prostioare din astea, două pungi, dar una deja mâncată Sofiuța în mașină. Mai am aici carne de văcuță, vreau să fac acum o ciorbiță, niște cârnăciori, dar v-am zis eu, sunt mai buni cei din Lidl. Și uite că am aici bonul, am plătit 80 de euro, 74, super, super de data asta. Fasole păstăi, am luat și fasole boabe, niște paste din astea lungi, că nu mai aveam, ați văzut, ieri am făcut curățenie și chiar nu mai aveam, un castravete, nici orez ca să mai fac pilaf, tot așa nu mai aveam, n-am consumat ieri, am luat și o smântână și prima plasă este gata, mai am aici kaki, mai am aici ouă, să nu cumva să le scape jos, câteva banane. Am luat și un praz, mai folosesc la ciorbă, dă un gust foarte bun. O sare din asta mare, aveam sare în casă, a fost la ofertă, un euro astfel de pachet și am zis să o iau că oricum nu se strică și sarea o voi folosi. Am terminat cartofii de la mama, deci mi-au ajuns din septembrie și până acum în decembrie. Tot ce mi-a dat ea când a venit soțul. Acum am terminat săptămâna trecută și am început de astăzi să cumpărăm cartofi și am luat aici, cred că are 2 kg, 2 kg jumate.
porum care este prefiert, îl mai fierbe foarte puțin, îi place mult o sofiuței, o șuncă din asta presată, cred că v-ați obișnuit, e în fiecare hol de cumpărători legumele mele pentru ciorbă supă, am luat aici niște pere, piure de fructe pentru ierișor, din care mănâncă bineînțeles și sofiuța. Am zis, trebuie să mai fie o cremă de brânză, dar simplă. Făină. Mai luat și niște ardei. Încă un dovlecel. Am zis de săptămâna trecută că am să fac cu brânză, dar nu mai făcut. Eu mai pun și la ciorbă și acum nu mai este poftă de chiftelele acelea cu brânză. Vreau să fac dovlecel pane și sper neapărat să fac săptămâna ce urmează. Și mai am aici 3 astfel de doze de bere și-a luat soțul. Copilașii mei încă nu s-au trezit, să știți. Eu m-am apucat să pregătesc ciorba de văcuță ca mai apoi să pot sta cu ei. Am pus deja cărnița pe aragaz și am pus-o un pic să o înăbușesc așa în ulei. Am tăiat-o și în bucățele mai micuțe decât era ea inițial. Acum îmi pregătesc aici legumele. Și mă gândeam să stau un pic cu voi la povești, să vă spun cum mă organizez eu cu aceste cumpărături săptămânale, cu toate că am mai discutat despre acest subiect și v-am mai spus cum mă organizez eu cu ele, dar voi încă mă întrebați și mă gândesc, posibil să fie persoane noi care sunt interesate, mi-a zis să vă zic care e secretul meu. O, vi se pare că eu aș fi organizată, mie nu prea, mai am foarte mult de lucru la acest capitol. Ce fac eu este ca la sfârșit de săptămână să îmi notez ce aș vrea să gătesc în săptămâna ce urmează și întrec preparate pentru prânz și cină. Micul dejun nu îl trec niciodată. Acolo știu că mâncăm de obicei cereale cu lapte, ouă, sandvișuri, cam asta avem la micul dejun. Și 5 zile pe săptămână din 7 încerc ca la prânz să pregătesc o ciorbiță, iar seara să fac ceva ce am putea să mâncăm toți 4. Dacă mai rămâne ceva de la cină, mănânc a doua zi eu cu cei mici. Nu arunc, înainte să știți că aruncam foarte multă mâncare, dar acum spun cu mândrie că nu mai arunc. Cred că pot număra pe degete mâncarea pe care am aruncat-o anul acesta. Și ca să mă încadrez în acest buget, eu am început să studiez foarte bine ofertele din magazine. Chiar și astăzi mi-am luat revista din Aldi și mă uit la ea, pe ea ce este redus săptămâna ce urmează. Și când merg la cumpărături, spre exemplu, dacă văd că astăzi sunt reduse ciupercile la un preț foarte bun și eu nu mi-am trecut pe listă, cumpăr și schimb un pic preparatele ca să mai și diversific. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Vânesc foarte mult cupoanele de reducere. Uite, chiar astăzi aveam un cupon de reducere în Aldi și am uitat să îl folosim cu entuziasmul târgului de Crăciun. Am uitat de el, dar are valabilitate până la sfârșitul acestei luni. Mai folosesc aplicația de meme și vă sfătuiesc și pe voi să vă descărcați în cazul în care o aveți. Nu știu să vă spun cum stă treaba cu ea în România, dar aici în Germania oferă în fiecare săptămână cupoane și nu de puține ori am cumpărat detergent și am mai primit încă ceva pe lângă. Am primit câteodată pentru plită, am mai primit Domestos, era la alegere. Chiar și acum am văzut ca o ofertă, dar nu mai știu la care detergent spăl și eu legumele, încă sunt aici și sper că mă auziți. Nu mai știu la care detergent este iarăși ofertă. Cred că am să plasez și eu o comandă la ei, să o ridice soțul. Da, luați un detergent și aveți la alegere chips sau pastiluțe din acelea de pus la toaletă. Și mereu încerc să profit de ofertele astea, că de ce nu, este un ajutor pentru familia mea. Și cam asta este secretul. Dacă l-aș putea numi neapărat secret, îmi fac un meniu cu ce vreau să gătesc,
Pe baza meniului fac lista de cumpărături și încerc să mă folosesc de alimentele pe care le am în casă, cu toate că ieri ați văzut am aruncat câteva alimente de care habar nu aveam când le-am desfăcut. Nu încurajez deloc lucrul acesta. Vreau să învăț în direcția asta, nu vreau să mai fac risipă de alimente și să mai arunc așa în exces. Știu că sunt bani aruncați și, după cum am zis, nu încurajez deloc în această direcție. Cu toții avem de învățat, chiar mi-am și propus și v-am zis de mai multe ori, vreau să adopt stilul acesta minimalist, nu doar cu obiectele din casă, cu hainele, ci și cu alimentele. Vreau să nu mai încurajez absolut deloc consumerismul. Dacă aveți și voi vreun sfat pentru mine, cum vă gospodăriți voi, cum vă organizați, cum vă ajutați familia, îl aștept cu mare drag, m-ar ajuta foarte mult, mai ales că mă interesează mult de tot subiectul acesta. Și mă pun să tai și eu legumele, văd că a mea cărniță a început deja să facă spumă, să mestec și eu un pic. M-am gândit să fac ciorbița asta ca mâine să nu mai stau să gătesc. Am zis de atâtea ori să dau micii cu mine. Foarte frumos a ieșit. I-am făcut Sofiuței unghiuțele la mâini, când mi-am făcut eu în seara aceasta pedicura și am folosit oja din Glossy Box. Și acum aș vrea să fac și unghiuțele la mâini, să mi le fac cu oje semi-permanentă, mi-au crescut. A și început să arate ură de tot oja, dar să vedem dacă mă lasă copila. Și Sofiuța a zis că ea mă lasă și că se joacă cu Eduard. Oricum am făcut dezastru pe aici prin sufragerie, au luat măsuțele, le-au întors, s-au jucat acolo. Ce sta la mașinile voastre sau ce sunt? Sunt cele de noastră. A, e scena voastră acolo cântați. Ok, i-am pus la televizor să văd ce au mai postat fetele în Vlogmas. Ciorbița este gata și o să închei și eu vlogul aici. Vă doresc să aveți o duminică binecuvântată și ne vedem mâine dimineață. V-am pupat, dragilor! Pa!